Bine, bine. Sănămâna. Ce faci? Bine ai venit. Bine ați venit. Ce faci, domn? Măi, Maria, dar ce apariție. Da, 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 da. Îți place? Da. Da. Mulțumesc. Nu știu dacă să te întreb cât de îmbrăcată ai venit sau nu, pentru că altfel ești... Păi sunt îmbrăcată. Deci, Maria, ești periculoasă, ca să spunem pe scurt. Maria. Maria Angulea este cunoscută în emisiunea noastră pentru faptul că oferă răspunsuri absolut incredibile și fidele unor situații de viață. El, de exemplu, ieri a avut o mică cumpănă pe care o prevăzuse, dar nu te joci cu soarta. Nu. Bun. Maria, ce te frământă? Familia în general? Da. Toate mă frământ. Dacă o să mă căsătoresc, dacă o să fac o relație, dacă o să fac copii. Auzi, dar te întreb totuși de ce ți s-au întâmplat ție asemenea nenorociri? Că sunt pisică neagră, sunt sigură. Marian, ce se vede la ea? E pisică sau e iepure? Ce? Da, de care? Pisică albă sau pisică neagră? Este puțin mai colorată. Putem să spunem că ea a fost afectată de mai multe stele care n-au ajutat-o. Așa. Ce să începem? De la steaua celor șase dificultăți, da? Care spune că are probleme în căsătorie. Încă adică a avut o problemă cu iubit, l-a încurcat puțin pe el, da, sau, mă rog, cine știe pe cine a încurcat? Probleme în relații cu cei din jur. Așa. Stagnare în carieră. Nu are, problema ei majoră este că nu are sfaturi bune. Auzi, Maria, trebuie să ții niște sfătuitori mai buni pe lângă tine. Sfaturile care le primește, da, spune că nu prea o ajută. Iar pentru o femeie, probabil una dintre cele mai rele este că nu poate să țină de bani, în niciun fel. Nu prea ține bani? Cheltuitoare. Este adevărul, da. Tot ce iau și de la treaba mea și așa, îi mănânc și rămân fără bănuți. Păi, dar rămân săracă. Păi da, e bine? Nu, e rău, dar pe ce-i cheltuiești, dragă? Exact. Îmi plac mai rufele. Rufele? Adică hăinuțele astea. Hăinuțele. Da. Avem aceeași problemă. Da, așa e. Da. Termenul e diferit. Da, e adevărat. Bun, deci e cheltuitoare. E cheltuitoare. A fost pe o perioadă până acum destul de ciudată pentru ea. Da? Da? Care n-a ajutat-o absolut deloc. Așa? Dar ei lipsindu-i anumite elemente din chart, cum ar fi lemnul, care reprezintă banii și prosperitatea. Ce trebuie? Iată că intră singură pe această perioadă începând de anul acesta. Începând din de când începe să-i fie bine? De când intră, de la ziua ei din anul acesta, va intra pe această perioadă. De ce ești născută? Adică acum când o să fie ziua mea, o să fac bani? Nu, de acum după aceea. După aceea, yes, yes. Când o să fie ziua ta? Când e ziua ta? Acum, pe 9. 9 mai? Nu, pe luna 7-a. Adică 9 iulie. 1 iulie, da. Aha, deci pe 9 iulie e ziua ta și de pe 10 iulie încep să faci bani. Da, să nu așa. Da, cum? Următoarea perioadă va fi pe perioada de făcută bani, cu excepția anului acesta, când anul acesta este anul ei dușman. Aha. Și fiind anul ei dușman, va întâmpina și mai multe greutăți datorate faptului că va intra în argumente verbale non-stop. Eu să nu te mai cerți. Ce înseamnă verbale? Adică când să nu te cerți. Mă cer mult, din păcate. Sunt nervoasă. E colerică. Da, da, are destul foc aici. Are foc, nu? Păi și ce faci? Ce să-i propunem, tot gargara? Putem, cu cea mai mare... Deci, fii atent, știi ce trebuie să faci? Iei că puțină tot apă. Că tot a luat apă acum. O bia pe apă. Toată ziua, asta bună ziua. Asta înseamnă gargară. Deci te ajută foarte tare dacă faci. Știi de ce? Nu te mai cerți. Nu mai vorbești. Știi care e chestia? Sincer. Vă zic sincer, că eu știu viața mea. Ești foarte bun. Da. Totul ce ai zis e corect, da? Problema mea este adevărul, cum a zis, că mănânc banii, iau unc. Așa. Dar eu vreau foarte mult să găsesc pe unul să mă gostoresc, dar vreau să fac bănuții mei, așa cum ai zis. Păi stai o secundă, deci trebuie să căsătorești, dar tu să faci bănuții tăi, nu bănuții lui. Nu, ce să fac bănuții lui? Păi bănuții lui nu o să-mi dea mie, nu o să-mi cumpere ce vreau eu. Dar el ar trebui să aibă bănuții. Păi dacă te iubește, îți ia și lucrușoare, și rufe. Păi nu, păi vreau să-l fac pe el sărac, e păcat. Am înțeles. Deci, are două aspecte. Un aspect este că în următoarea perioadă tu vei face bani. Să dea Dumnezeu să te audă. Al doilea aspect este că vei avea parte și de o căsătorie formidabilă. Cu cine?
Cu un bărbat mai mare vreau. I-am spus sau ce ar trebui să fie? Ar trebui să fie o maimuță. Maimuță? O maimuță. Auzi, adică trebuie să fie zodia maimuței. Cine este maimuță? Ce zodie este? Ce an? Maimuța sunt născuți, cei născuți în 68, 80, 92... 2004. 2004 e cam pui așa, da, e bine să nu te căsătorești. Adică, da. 64, 80 pe acolo, poate. La 80, 68, 80. Dacă este 43, 45, îmi face? Îți face. 43 cred că îți face bine. 45, nu prea. Nu prea, ce dacă? Nu prea. Dacă 50, să aibă, 68, asta înseamnă să aibă 51 de ani așa. Sau cu 50, nu, 38. E prea mare. 38, auzi, e bine? Nu, e prea mic acum. 43, dacă deci, fata vrea 43. Așa sunt cei mai buni. Deci ăsta e soțul ideal, dacă vrei ce deci, merge bine pentru tine. Dacă îți găsești o maimuță, îți umple toate golurile. Auzi, dar e ce zodie e, apropo? Șarpe. Totdeauna când vedeți o persoană foarte drăguță, are un șarpe acolo. Aha. Deci v-ați uitat la ea drăguță, șarpe. Bun. Auzi, dar ea are în chart, cum spui tu, niște chestii de-astea, apropo de blesteme, de chestii nasoale? Băi, de blestem, ea fiind un șerpi în anumită conjunctură, care găsim și lea una acolo, poate să creadă în astea, în lucrurile acestea. Se numesc în lucrurile spirituale. Deci ea vine și poate să creadă foarte ușor în aceste lucruri. În acest an, am mai și spus că banii trebuie să-și facă departe de casă, nu lângă casă. Deci nu trebuie să faci bani acasă. Dar unde deci e casa ei? Cipru. Casa mea e în Cipru, de asta mă mut aici, dar ca să faci bani în România, mă! Deci în România să faci bani, da? Ai văzut? Da, da! Bravo! Deci, nu, a început să-i placă de Maria, da, da, nu-i plăcea da, la început, dar acum începe să fie simpatic, știi? Banii se fac departe de casă. Se mai spune despre șerpi, bineînțeles, în afară de faptul că se ceartă non-stop anul ăsta. Non-stop. Te ceri non-stop, auzi? Ce faci? Să dea Dumnezeu să nu fac nimic, că nu vreau să mă cer pe el, că o să plâng. Maria, gargar. Rețeta lui Cristi. Îți iei vreo 20 de pahare, le umpli cu apă și mai ai încă o șansă. Îți iei o sticlă cu apă acasă și scrii numele pe tău pe ea, Maria. Da. Și spui, domne, n-am voie să țip la omul din fața mea decât dacă am băut puțin apă. Aha. Dar să scrii Maria, să nu bei din sticla lui. Da, dar știi care e chestia? Dacă fac greșeală, eu ți ier să mă ierzi, de rog frumos. Dar persoana cealaltă nu mă iartă, asta e problema. Ce greșeală face? Ce adică faci? Ce da, de chiar grav? Nu, ea zice că face greșeală că în momentul în care ea țipă, și roagă să-l ierte, dar nu mai iartă. Tu îți dai seama că Maria a început să înțeleagă ce spune ea, că ea face dribling prin limba română, dar a început să înțeleagă. Da. Dar ea își dorește pe cineva care să o ierte. Deci, da, vreau să mă iart. Andreea Marin. Da, clar. Nu, clar. Maria, deci veștile sunt bune. O să te măriți. Când se mărit anul ăsta? Eu aș zice că la anul. Are la anul. Să mai la anul? Da. Oh my God! Yes! Deci, să dea Dumnezeu să te chem la nunta mea. Nu e nimeni în viață. Hai că te împăce. Te faci naș de grecoaie. Vai de capul meu. Deci, învăț Ticanis. Da, Ticanis ca la... Bun, fii atent. Deci, la anul te măriți, copii? Anul ăsta încep să faci banii nu tăi, știi. Cu sănătatea cum stă? Nu stă rău, șerpele nu prea stă rău. El e bine, e sănătos. Vreau să mai spunem doar atâta. Șarpele este animalul cel mai prost înțeles. Cel mai prost înțeles, deci în sensul că îl vezi liniștit, calm și el are trei elemente yang care te sfâșie. Aha. Deci el, deși pare foarte liniștit și prin iarbă pe acolo, este foarte al naibii cum vrea să fie. Auzi că ești cam rea, tu. De adevărul, mă văd bunițică, dar sunt nebunică, sunt rea. Rea, m-am dat eu seama. Dacă îmi face cineva ceva, iau cu cozonac în cap. Bine că e dă cu cozonac. Am spus mai auzi, auzi, vreau să te întreb ceva. E cozonac vechi sau nu? Că dacă dai vechi, poți să-l bagi și în spital. Nu, adică... dau unul nou ca să se undă pe el. Și trebuie mănânci. Nu cred că ar face față un bărbat atât de mie cald. Nu-mi place coarnele să nu-mi zică minciune, că dacă nu, îi dau și masa în cap și gata. Are o tendință de a fi trădat. Ea spune asta pentru că probabil că a fost trădat. Are o tendință de a avea prea mare încredere în oameni și e trădat. Auzi, e adevărul. Da? Încred lumea. Dacă îmi zici că scobor stelele din cer și îmi zici tu acum... Aștepți. Te căsătorești, Maria, că te iubești, o să fii nevasta mea, că făceam copii? Eu ca proasta mă drogostesc de tine și o să zic, da, stiu să mă căsătorești, da. Că-mi da. Copil mic. Băi, aveți grijă cum o căsătoriți pe mai, fată, mai, Dumnezeu, mai, 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 da, exact, da? Nu luați avânt acum să veniți spre fată că vă da. Căsătoriți, că mai a deschis ochii. Mai are... Auzi, vreau să te întreb ceva. Spune. Vezi un tip așa, unul fără păr, așa,
care gătește foarte bine. În viitorul sau pe aici, pe undeva. Care dă niște cuțite la o emisiune, îl vezi cumva? Nu mă bag. Nu știm, să ne uităm în ce an e născut, ca să ne dăm seama dacă cumva este mai mult. Exact. Corect, corect. Bun. Mai are o stea foarte frumoasă, deci ea dacă se schimbă un pic, să nu mai urle, să nu mai țipă, nu mai urla. Să nu mai fie așa puternică. Când eu urlu, fac probe la voce, dacă merge sau nu. Exact, ea nu se ceartă cu bărbatul de lângă ea, face probe la voce. Da, am înțeles. Pentru că dacă nu e foarte atentă, după ce trece de 40 de ani, îi mai urmează o perioadă mai slăbuță. Aha. Deci, ea are toate șansele astea pe tapet într-o fereastră de 10 ani. Aha. Deci între 30 și 40 de ani trebuie să profiți de toate treburile. Nu-mi zicea că după 40 mă despar, că eu dacă mă despar, nu te despar. Îți zic serios, nu. Cu cine mă căsătoresc, vreau să mor eu prima și după aia el, eu nu vreau să moară bărbatul, că o să mor eu de durere. Zic simt. E o vorbă în limba română foarte frumoasă, care din noi moare primul, eu mă mut la țară. Exact. Adică mai bine moare, adică mai sigur mai moare nu, el mai nu, mai bine mor eu și după aia bărbatul meu, că să sufăr foarte mult și câtă nu vreau. Iubire are de oferit această ființă, ce frumos. Să moară de oftică, cum ar fi. Da. Mai departe. Dacă tot vorbești de moarte, știi să faci colibru? Nu. O cumpăr, pregătită, nu e problemă. Să știi că femeile din România, știi de ce sunt preferate? Fac niște pomeni când mori, ceva faza. Mie îmi place coliba cu zahăr. E, da, mi se pare normal. Așa e și la noi, cu zahăr. Da. E dulce. E dulce, dulce. O să fac copii sau nu o să fac? Ce ziți acolo? Fac băiat sau fetiță? Eu vreau fetiță. Există o informație mică care lipsește și nici tu nu o ai completă. Și din cauza aia nu putem să ne gândim. Dacă este cum te-ai gândit, există șansa să fii mamă. Nu e 100 la 100? Nu știm ora exactă. Dacă nu știu ora la care te-ai născut. Nu știu că m-am născut în noaptea după 12, că mama a uitat. Dar ce dacă nu fac copii, măcar bărbatul care mă costoresc să ară copii de la altă costorie și ok, e ca copilul meu. Ia uite voi, ce fată frumos, cu suflet bravo, mare. Maria. Sau poate să-mi fieze, nu? Poate da. Să-i vrei să-mi fiezi? Dar da. Dacă spune că e așa, probabil are o fereastră de 3 ore în care va face copii. Aha. Deci dacă este între 12 și 1 și 3 dimineața poate să facă copii. Poți, auzi, drag. Adică dimineața să o fac. Oricum, eu 3 dimineața o fac. O să-i faci când vrei și noaptea. Auzi, ziua nu ți iese deloc, a? Nu, că ziua dorm. Cum să-mi iasă? La dormită? Măcar așa, știi, că să îngână ziua cu noaptea pe la murgă, așa, pe la 8 seara niciodată, a? Nu, mie, să fiu sinceră, mie îmi place să o fac noaptea. Ce? Sexul. Dar tu ce credeai de copii? Eu cream că lasă un bilet și zice, fă ce vrei, dar nu mă trezi. Da, nici așa. Bun, deci, fata o să facă noaptea, deci... Nu e rău ceartul, dar ea poate să-l schimbe în foarte rău. Cum? Păi are o personalitate foarte puternică, este un element yang. Nenorocirea este că, vezi, acum de față cu tine și de față cu noi, a spus că mă schimb, fac ce vreți voi. E foarte greu să o schimbi. Schimbă-te dacă vrei să fie bine. Dacă nu, nici soț, mai nici... Mai ce să mă fac dură? Ce face ce lasă să zic ești ok? Dură. Păi nu, dură, ești. Mă vrei să mă fac bunică, calmită? Nu, măcar așa puțin ca mai... Mai știi care e problema mea? De câte ori aveam relație și iubeam un om, nu o zic niciodată ca să nu mă calce. Nu, dacă aveam relație nu ziceam, băi, te iubesc, vină lângă mine, te vreau. Niciodată. Că după aia știu că bărbatul dacă aude că îl iubesc și că îl vreau, poate să mă calce. Nu e adevărat. Cel puțin la mine nu e așa. Bărbatul simte nevoia să audă așa ceva. O țin în mine dacă iubesc pe cineva. Nu mai ține dragă în tine, mai dă-i drumul. Nu e bine, nu e bine. Bărbatul are nevoie să audă exact cum ai și tu nevoie să auzi de iubirea asta, nu? Da. Acum dacă o să iubesc, o să eu zic. La ultimul i-am zis că îl iubesc, dar m-a lăsat baltă. Păi nu ai zis-o când trebuie, poate. Păi da. Era prea târziu, ce să fac? Păi dar zici tu mai devreme. Și ales palta, ce dacă? Și plus că ai suferit la greu. Am suferit, adevărul. Vreau să zic că este superb omul. Da? Zice tot adevărul. Am suferit foarte, foarte greu. Plângeam și nu-l păsa. Un minut mai ei, dacă mai ai vreo întrebare acum a zi, după care poți să-l arestezi în culise să faci ce vrei cu el. Ai grijă, micuțule, nu se știe niciodată ce se pregătește. Zi, mai ai vreo întrebare pentru el? Nu, vreau ca să-l vadă. Da, doamnelor și domnilor, Marian Golea probabil că va fi ținut cu forța în culise, pentru că Maria mai are multe întrebări până atunci.